Salutare! Am câteva tufe de coacăz roșu și la una dintre ele au început să apară niște pete roșiatice pe frunze, după cum se vede foarte bine. Sunt puțin umflate pe partea de deasupra și pe verso, dacă ne uităm atent, o să observăm prezența afidelor. Deci, dacă aveți cumva coacă sau agriș care prezintă simptomul acesta și încep să se bășice frunzele și să se roșească, atunci uitați-vă pe spatele lor, pentru că mai mult ca sigur aveți afide. Afidele înțeapă frunzele ca să se hrănească cu seva elaborată și în momentul în care înțeapă frunzele, pur și simplu planta are o reacție adversă și așa se manifestă. Începe să se bășice frunza și să se roșească. Ca să combateți afidele, dacă vreți să folosiți o metodă bio, atunci puteți folosi o apă de săpun potasic, adică săpun lichid, acela este săpun potasic, săpun pe bază de potasiu. Eu așa folosesc și proporția pe care o folosesc eu este o lingură de săpun la un litru de apă. O folosesc și la trandafiri, la orice, când am de-a face cu afide și trebuie aplicat, pentru că funcționează doar pe bază de contact, trebuie pur și simplu să pulverizați foarte bine pe spatele frunzelor, astfel încât acestea, afidele, să moară. În principiu, săpunul funcționează în felul următor. Le asfixiază și pe de o parte și pe de altă parte le face să se deshidrateze, cum ar veni, se usucă. Dacă nu vreți să folosiți o astfel de metodă bio, poate dacă aveți o suprafață mai mare în plantație, bineînțeles că nu stă nimeni să stropească pe spatele frunzelor, pentru că nu este timp de așa ceva, atunci puteți folosi în principiu cam orice insecticid. Afidele sunt destul de sensibile la insecticide. Ideal ar fi să folosiți un insecticid sistemic, pentru că ele de obicei stau pe spatele frunzelor și dacă folosiți un insecticid de contact, nu o să stropiți direct pe ele, că o să pulverizați pe deasupra. Și ca atare, mai degrabă folosiți un insecticid sistemic. Acela funcționează altfel, intră întâi prin frunză și apoi intră în circuitul sevei de la coacăz sau de la griș, mă rog, și abia apoi afidele vor, când se hrănesc cu acea sevă, vor fi intoxicate și vor muri. Nu este un insecticid, nu e la fel ca la insecticidele de contact. Bineînțeles, dacă vreți să folosiți soluții de apă cu săpun, trebuie să faceți stropiri repetate, pentru că ele nu o să moară imediat, mai și rămân. Nu, soluția de apă cu săpun nu este atât de eficace precum un insecticid, dar, mă rog, dacă vreți o soluție bio, aceasta este. Sper că v-a fost de folos. Vă doresc multă sănătate!